La tot pasul prin oraș se văd crengi tăiate și căzute, dar și copaci lipsă, ca urmare a operațiunii de toaletare pe care Societatea de Întreținere Peisagistică a Spațiilor Verzi o desfășoară. Astfel, copacii în degradare biologică vor fi tăiați, cu accent pe plopi și salcii, care au fibra mai puțin rezistentă. Așa că peisajul orașului se va schimba semnificativ, câtă vreme copacii mari care au devenit repere în oraș vor dispărea. În perioada următoare vom trece la dobărârea copacilor din municipiul Giurgiu, aflați în declin biologic, și a copacilor care sunt foarte puțin rezistenți pe timp de furtună. Și aici mă refer la salci, la plop. În ultimul timp ne-am întâmpinat cu foarte multe greutăți cu acești copaci. Tot materialul lemnos, deloc puțin, care rezultă din marea operațiune, va fi depozitat pe o suprafață de la marginea orașului. Avem o cantitate de aproximativ 40 de tone, urmând ca în perioada următoare să trecem la toaletarea și tăierea arborilor aflați în declin biologic, mai precis cei care sunt uscați. Există persoane care sunt nemulțumite de cum sunt distribuite aceste lemne, acuzând că ce rezultă din tăierea copacilor are cu totul altă destinație decât cea stabilită de municipalitate. Au venit cu drujbe, cu oameni, cu buldoiescavator, încarcă pomii și duc, mai ales că știm că acești pomi, trunchiurile groase, vor fi date la oamenii primarului. Sunt oameni care... De unde știți? Aveți probe, da, prin care să demonstrați că, da, vor fi oricând, date? Oricând demonstrez că vor fi date oamenii primarului. Oricând. Ce probe aveți? Fapte. Am văzut cum se descarcă remorci de lemn din cimitire, din astea, la oamenii primarului. Cine? Nu mă interesează. Ce înseamnă oamenii primarului? Oamenii care au votat primarul, care luptă în continuare ca primarul să-și facă treburile lui personale. Știm cu toții că vor fi plantați niște pompe aici care sunt aduși pe bani grei, banii orașului. Se pot verifica că lemnele se aduc aici la seră și sub nicio formă nu se duc în altă parte, conform unor știri care au apărut în ultima vreme. Deci aceste lemne se aduc aici pe bază de proces verbal și toate persoanele vor primi lemne, deci nu se duc în altă parte. Dacă anul trecut lemnul a ajuns pentru 280 de asistați sociali, până acum, pentru acest an, Societatea de Întreținere Peisagistică a Spațiilor Verzi poate deservi 80 de persoane beneficiari de ajutor de la stat.